Studenții și nu numai sunt invitați la film. Sala Auditorium Iosef Schmidt din incinta Universității Ștefan cel Mare Suceava va găzdui miercuri de la ora 18 proiecția lungmetrajului Bibliotec Pascal, care aduce pe marele ecrane o temă foarte actuală, acută și sensibilă, traficul de carne vie. Filmul Bibliotec Pascal a fost propus de Ungaria la premiul Oscar 2011 la categoria cel mai bun film într-o limbă străină, dar propunerea României la acest premiu a fost un alt lungmetraj. Bibliotec Pascal, ceea ce ar fi putut fi în viziunea altui regizor, drama socială a unei femei din Europa de Est vândute pentru prostituție în secolul 21, devine un basm amar hrănit de realismul magic al lui Fellini și de tradiția vizuală a cinematografiei maghiare. Pentru seara de 6 martie propunem un film, o producție multinațională în care s-au filmat și actori din România, actori cunoscuți publicului nostru, Ioana Pelea, Marius Bodochi, Mihai Constantin sau Florin Piersic Junior și alții. Un film care are o temă socială, o temă pe care uneori o întâlnim, o vedem în ziua noastră de cotidiană, într-o viață pe care unii dintre noi cu mare greu reușesc să o aducă de la o lună la alta. Este un destin care se frânge, un destin care se confruntă cu fenomene precum traficul de carne vie, criminalitate, prostituție, etc. Și invit pe toți sucevenii, cei doritori de un film bun, să vină să vizioneze această producție internațională. Biletele se pot cumpăra de la Observatorul Astronomic Suceava, iar relațiile suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0749 309 691 sau 0749 451 589. Prețul unui bilet este de doar 5 lei.